nu toți dintre noi reușim să ne petrecem Crăciunul așa cum a fost gândit sau mediatizat, știu eu, în familie, cu masa plină și toată lumea adunată în jurul bradului, dar toți dintre noi suntem obligați cumva să trecem prin Crăciun. Așa că și eu a trebuit să-mi creez propria mea tradiție. În 2006 am descoperit un film la care mă uit recurent în fiecare an. Este vorba de The Holiday. Deși pare să fie o comedie romantică, eu cred că dezvoltă niște teme mult mai profunde de atât, cum ar fi autodepășirea, curajul de a face o schimbare în viața ta. Ca să aibă sens toată povestea, o să dau cel mai recent exemplu, și anume ultima oară când m-am uitat la The Holiday, Crăciunul trecut, care era la foarte puțin timp după ce am deschis primul meu business, Leostor. Povestea dintre Leostor și The Holiday este mai lungă. A început acum 3 ani când am încercat prima dată să deschid business-ul, dar pentru că timp de 3 ani au fost mai multe challenge-uri, nu am reușit până când nu am revăzut din nou The Holiday și am înțeles cât de importantă este autodepășirea și exitul cumva din ceea ce este familiar ca să poți să găsești puțin mai multă claritate. Eu lansez pe voi o dublă provocare, să vizionați The Holiday și să observați ce importanță poate avea curajul în decizia unui om și cum te repoate pune pe traiectoria pe care erai deja destinat să o ai. Și în același timp, data viitoare când simțiți nevoia să aveți un moment de kindness spre voi sau spre altcineva, să alegeți Leostor.